Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre proiectul pilot ce prevede facturarea directă a serviciilor de apă și canalizare, care este în plină desfășurare. Aceste aspecte le vom aborda împreună cu Veronica Hirță, director ESA Apă Canal Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Și domnul Radu Modreac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit, domnule Modreac, la emisiunea Reflector Analitic. Bună seara! Doamna Hirță, aș vrea să încep cu dumneavoastră această emisiune pentru a ne explica în ce constă de fapt acest proiect la care am făcut eu referire ceva mai devreme și în același context aș vrea să ne vorbiți despre necesitatea implementării unui asemenea proiect. În ce constă? Avem pierderi enorme în rețea sau care ar fi specificul? Vă rog. Cunoaștem de fapt că cea mai mare nemulțumire din partea consumatorilor apă Canal Chișinău vine atunci când primește omul factura. Ori primind factura, omul vede și o divizare sau separată scrisă și cota parte. Întrebarea ce reprezintă cota parte s-a discutat de multe ori, de unde apare această cota parte și poate ar fi corect pe parcurs să... Spuneți. Dacă pe parcurs discutăm, dar... Să înțelegem din start care este problema sau motivul apariției, mai bine zis, a diferenței de volum. Deci, diferența de volum, de fapt, înseamnă diferența dintre datele contorului pe bloc și datele contoarelor individuale din fiecare apartament sau suma normei de consum în cazul în care vorbim de apartamente care nu sunt contorizate. Motive sunt mai multe, sunt faptul că avem consumatori care mai intervin, hai să spunem de rea credință, care intervin la aceste aparate de măsurat. Avem consumatori care sunt declarați că locuiesc o singură persoană și primesc norma de consum pentru o singură persoană, dar locuiesc până la 4-6 persoane. Avem situația în care nu coincide data prezentării indicațiilor contoarelor pentru toți consumatorii, respectiv apare diferență, etc., etc. Această diferență de volum este repartizată în conformitate cu prevederile legii 303, articolul 29, în funcție de ceea ce s-a declarat anterior de către consumatori. Păi iată, acest proiect este destinat pentru a vedea și prin prisma consumatorului nemijlocit aflat în aceste apartamente din 12 blocuri despre care vorbim, care este situația de fapt în aceste blocuri. Acest proiect a fost inițiat în luna ianuarie anul curent. Am stabilit din start 12 blocuri care sunt cele mai problematice. S-a reușit să se treacă deja peste 5-6 blocuri locative și vă spun deja pe parcurs care sunt și problemele pe care le-am întâmpinat în cadrul acestui proiect pilot. Domnule Modreac, dacă e să vorbim la nivel oficial, avem 43% de cantitate de apă care este catalogată drept pierdere. Dumneavoastră credeți în această cifră sau, făcând referire la ceea ce spunea un pic mai devreme doamna Hirță, avem consumatori de rea credință care utilizează această apă? Cum trebuie văzută problema? Pentru că bănuiesc una mai veche, nu este de ieri de azi. Da, eu o să încerc să explic un pic... Evoluția, da? Evoluția la toate situațiile, în afară de cei că sunt și deputat în Parlament, sunt și președintele Comisiei Mediu de Dezvoltare Regională, anume o comisie de profil ce ține cu domeniul dată apa și canalizarea. Noi am început în toamna acestui an să facem mai multe discuții prin crearea unui grup de lucru în cadrul Comisiei Parlamentare, unde au fost invitați reprezentanți ce ține de aprovizionare cu apă din teritoriu, inclusiv și Apă Canal. Am avut o discuție foarte constructivă și cu Apă Canal Chișinău, ca până la urmă să ajungem la acea situație, ca să acceptăm acel amendament care este expus, contractarea directă între Apă Canal pentru Chișinău și consumator. Eu am avut întâlniri, cred că nu cu sute, dar cu mii de locuitori ai municipiului Chișinău, nu de ieri și nu de astăzi, dar de pe parcursul mai multor ani. Și anume, aceasta este problema, diferența între contorul casă și contorul apartamentului. Sunt cazuri diferite, unde sunt în factură inclusă lunar 2, 4, 10, 20, 30, am ajuns la 50 de cuburi de apă, care sunt metri cub de apă, care sunt suplimentare puși în factura pentru achitare la față de un apartament sau altul. Am încercat noi să intrăm în esență pe platforma dată
Cineva spune, consumatorul argumentează lucrul în felul următor. Noi am fost impuși, sau situația ne-a impus, să procurăm singuri contorul. Să instalăm singuri din contul nostru contorul. Să sigilăm contorul din contul nostru. La o perioadă, parimis de 3 ani, dacă nu greșesc, la 5 ani, să, din contul nostru să achităm scoaterea contorului. Ducere la verificare, la standardizare. Iar achităm noi din contul nostru. La aducem înapoi și la instalăm. Ca până la urmă datele de pe contor să nu fie utilizate de către nimeni, să nu fie folosite, pentru că vrei, nu vrei, datele de pe contor nu este cifra de bază, oricum obții o cifră care, după cum este numită, pierderile între contoare. Deci aici am ajuns la concluzie, consumatorul astăzi ce dorește? Eu am respectat toate cerințele care sunt pentru instalarea contoarelor și doresc până la urmă să-mi achit cifra care este reală. Acele 40%, noi nu credem în acele 40%, am încercat să-mi imaginez care ar fi 40% de pierdere de apă care să fie impus pe spatele consumatorului. Pentru că avem cazuri când apartamentul indică cifra 0, datele la energie electrică arată 0, consumul de energie, consumul de gaz este 0, dar la apartamentul dat participă la pierderile de apă. Ei se impun 10 cuburi de apă, de exemplu, să achite. Se vede că apartamentul este încuiat la cheie, nu locuiește nimeni. Avem și cazuri invers. Unde indică 0, dar este consum de energie electrică, este consum de gaz. Înseamnă că și apare alt, un factor uman care este la mijloc, care încearcă cineva să ducă în eroare. Deci nu de ieri, nu de un an și nu de 5 ani de zile s-a insistat pe procedura dată de contract direct, pentru că apă canal, prin inspectorii săi, ca și cum au utilizat aceste pârghii și Uniunea Fenosa și Chișinău Gaz, verificarea contoarelor și indicarea cifrelor. Eu sunt bucuros că, până la urmă, apă canal începe să margă pe o procedură de verificare, pentru că eu cred, până la urmă, și pentru ei este interesant ce se întâmplă în apartamente. Este o problemă pentru cu blocurile care sunt vechi. Și cu blocurile care sunt de tip noi, pentru că la blocurile de tip nou, contoarele sunt amplasate pe scară, și atunci, e mai ușor. Nu este mai simplu atunci când, pentru a le verifica și pentru a sigela, de conecta un rău plătitor de apă. Și este o problemă la apartamentele care sunt sub proiecte vechi de construcții, unde este o sistemă cam anevoioasă, în principiu anevoios de a-l deconecta. Dar necesită o educare și în timp și de pedepsire celor care duc în eroare. Da. Doamna director, domnul deputat a enunțat mai multe teze interesante pe care aș vrea să le explicăm. Haideți să începem cu faptul dacă sunt utilizate datele de pe contor în mod real și să ajungem la faptul să explicăm de ce nu avem semnat un contract direct între furnizor și consumator. Deci, de fapt, la ziua de astăzi, contractul există dintre operatorul Apa Canal Chișinău și gestionarul fondului locativ, fie acela asociație de locatari sau fie acela MGFL. Contoarele care sunt în interiorul apartamentelor, veridicitatea datelor, etc., etc., ține de competența gestionarului, dar o să fac o mică paranteză cu ceea ce am găsit în aceste 5 blocuri locative în care am reușit să intrăm. Spre exemplu, chiar la finele săptămânii trecute, în ziua de sâmbătă și duminică, au lucrat colegii în teren, în 2 blocuri locative de pe Cuza Vodă. Din 108 apartamente s-a reușit a fi perfectat pachetul de documente pentru 66 de apartamente. 3 locatari au refuzat să perfecteze, da, și să permită să vizualizăm aceste contoare. La situația care am găsit-o în blocuri locative de pe Grigore Vieru, avem următoarea. Din 20 de apartamente în care s-a intrat, în 4 apartamente sunt scrise a câte o persoană, ceea ce înseamnă, dar neavând contor, ceea ce înseamnă că este aplicată norma de consum pentru o persoană de 6 metri cubi, pe când de fapt trăiesc 4 persoane, locuiesc în aceste apartamente. Cel mai interesant este că în 2 apartamente am găsit următoarea situație, deoarece se suprapun cifrele sau datele de contor care sunt indicate de către fiecare consumator și ajung la InfoCo, cu ceea ce se vede de fapt pe contor. Într-un apartament, diferența dintre ceea ce a declarat consumatorul ca fiind ultimii indici a contorului și ceea ce arată de fapt contorul sunt 50 de metri cubi. În alt apartament, 260 de metri cubi.
Ce înseamnă aceasta? Că acești 260 de metri cubi, de fapt, a fost puși pe umerii vecinilor săi. Și probabil că vom mai merge în următoarele două săptămâni ca să colectăm mai multe informații din teren și vom face o conferință de presă în care să fie anunțată și opinii publice și consumatorilor să conștientizeze că de fapt este o problemă comună și a vecinilor, inclusiv dintr-un bloc locativ, nu doar a apă canal și nu doar pe seama la apă canal trebuie să fie pusă această nemulțumire. Dar ce urmează să întâmple cu ei? Urmează să fie debranșați? Păi o să fie pus spre plată, se va face recalcul pentru ceilalți consumatori din acest bloc. Pentru cei care nu doresc să perfecteze pachetul de documente, trebuie să conștientizeze că, de fapt, în cazul respectiv, toată sarcina sau toată povara diferență de volum va fi pusă pe seama lor. Așa că rugămintea noastră este ca totuși consumatorii să fie deschiși și să înțeleagă că este spre binele tuturor. Ne dorim o conlucrare și o relație frumoasă de apă canal și consumatori, dar și ne dorim ca să avem și o conlucrare foarte bună cu gestionar. O problemă care este de sistem, o problemă care a rămas nesoluționată de ani de zile în municipiul Chișinău, faptul existenței până la momentul actual a MGF-urilor sau așa cum le cunoaște lumea, J-curile, da? Și probabil că ar fi corect ca consumatorii să se sensibilizeze și să conștientizeze că este necesară crearea asociațiilor de locatari, astfel încât să fie gospodari singuri în blocul locativ pe care îl au în gestiune. Domnule deputat, subsolurile caselor vechi, în mod special, constituie o problemă? Ce se întâmplă? Știm că de regulă acolo sunt țevi sparte întotdeauna sau majoritatea, ca să nu fie foarte categoric, curg aceste țevi. Da, într-adevăr, noi acolo, în afară de țevi sparte, eu cred că sunt și alte probleme ce țin de epidemiologie și alte întrebări care sunt, dar pierderile de apă care sunt în subsolul caselor, asta este gestionarea blocurilor. Deci ei, în situații date și ce a fost anterior menționat, că lumea se organizează și formarea asociației de locatari, asta este una din soluții care la ziua de astăzi este inevitabilă, pentru că noi știm care este situația cu selurile azi, în ce situație se află ele. Ele, practic, astăzi sunt puse într-o situație că ele nu mai pot activa și gestiona. Deci, ei, până la urmă, când se organizeze acei oameni în acele asociații, să fie hotărârea problemei. Dar să ne întoarcem un pic în urmă. Noi avem situațiile când, și am întâlnit situațiile, când sunt un pensionar care face economii de toate cele, inclusiv și de apă, și când la sfârșit își indică o cifră reală care este. Și când la sfârșitul lunii mai vin 10 cuburi de apă de suplimentar, asta este strașnic, pentru că anume apa care este pusă, acele suplimentare de apă, afectează aceste pături care sunt. Dar, printre altele, ele sunt cel mai responsabil și achită la timp. Deci, asta este nevoie la ziua de asta. O să fie nu simplu și nu ușor. Deci, aici, prin proiectul de lege de modificare, prin amendamentul de modificare legii 303, este stipulat că în cazul în care soliciti una dintre părți, sau consumatorul, sau apă canal, ca să fie contractat, încheiate contracte reciproce, apă canal este obligat în timp de 30 zile ca să aducă actele în regulă și la semnarea actelor. La ce o să dea asta? O să dea că strict va fi achitată cifra de pe contor. Și atunci acei rău plătitori care ei vor fi pedepsiți de, așa cum se cuvine, și inclusiv și deconectarea lor. Pentru că avem o situație când cineva într-adevăr nu declară, cuiva e mai simplu ca să... Mai comod. Și mai comod ca să fie la evidență o persoană și să achite norma de 6 metri cubi, dar consumul este poate de 30-40 de metri cubi și atunci se repartizează între toți locatarii care sunt în blocul dat. Și întrebarea este pusă, atunci de ce este nevoie de aceste contoare care sunt instalate la fiecare în apartament? Eu sunt bucuros că apă canal a început să se revadă și cred că află și ei multe lucruri noi, care cred că până la urmă le întuiau, dar nu le aveau documentate. Acum ea se documentează tot ce este. Și anterior vorbeam cu doamna director, care am înțeles că până la urmă ce e posibil să implementeze o programă de server, colectarea datelor și facturarea electronică a consumatorilor. Ceea ce noi suntem deprinși, Chișinău Gaz, când vine și fotografiază datele de pe contor, și automat sunt trimise.
Da, eu înțeleg că la ziua de astăzi AP Canal nu are un număr mare de inspectori. Le este greu. Dar este inevitabil și este important ca să aibă loc acest lucru pentru a-și face regulă și o să fie și dumneavoastră să zis, achite apa și acele care sunt emoții negative în societate, care, și anume, ele o să dispară. Da. Asta este ca scop. Domnule director, în 2017, dacă nu mă înșel memoria, am asistat la o majorare de preț pentru... Ajustare. Ajustare, da, ca să fiu mai corect. Ajustare prin majorare. Da. Doamna director, această ajustare, cum zice domnul deputat, cât este de reală și dacă ținem cont iată de aceste persoane pe care le depistați acum, am putea vorbi de o potențială, iarăși, ajustare la un preț real la apei? Corect, ar fi ca și consumatorii să conștientizeze că, de fapt, atunci când vorbim de tariful pentru apă, există o metodologie strictă, da, stabilită de ANRE în conformitate cu regulamentul, ținând cont și de prevederile legii 303. Hai să spunem despre cifrele care sunt în 2017. Deci ANRE a stabilit, fiindcă pentru 2018 încă nu au fost stabilit, a stabilit primul document, nivelul consumului tehnologic și pierderilor tehnologice. Nivelul consumului tehnologic și pierderilor tehnologice stabilit pe fiecare categorie de consum tehnologic și pe fiecare tip de rețea în funcție de diametrul rețelelor respective, 18,7 milioane metri cubi. După care avem cifra ceea ce se comercializează, da? Volumul de apă care se comercializează. Deci, pornind de la volumul de apă care este declarat de către APA Canal că se comercializează, volumul de apă care se permite a fi dedus, că așa este procesul tehnologic, consumul și pierderile tehnologice, pornind de la aceste cifre se stabilesc tarifele. Să nu uităm că tarifele pentru ultima dată pentru APA Canal Chișinău au fost stabilite în anul 2009. Deci din 2009 până în 2017 au trecut 8 ani. Sperăm noi că odată cu aprobarea tarifelor de către ANRE am trecut din zona politicului și nu vor fi acele influențe și interpretări, deoarece la ANRE sunt verificate minuțios toate tipurile de cheltuieli și cu siguranță că cheltuielile nejustificate sau cheltuielile care nu țin nemijlocit de procesul de producere al APA Canal Chișinău, ceea ce înseamnă achiziția obiectelor de lux, etc., etc., ele nu sunt reflectate în tariful la apă și nu în ultimul rând tariful în municipiul Chișinău este unul din cele mai mici din Republică. Avem în Glodeni, dacă nu greșesc, tariful pentru agenții economici de 107,2 lei, tariful în ceadră lungă pentru consumatorii casnici de peste 20 de lei. Deci avem unul din cele mai mici tarife în municipiul Chișinău. Să înțeleg că astăzi APA Canal nu lucrează în pierderi. APA Canal astăzi, de fapt, suntem pe ultima sută de metri pentru a vedea rezultatele financiare pentru anul 2017, cel puțin pentru 2017, pentru 9 luni. Raportul arată profit în raportul financiar de 26 de milioane de lei profit. Sperăm că, de fapt, se va ține cont și de cele solicitări pe care le-am avut către ANRE referitor la nivelul pierderilor și consumul tehnologic, deoarece, de fapt, intervenții sau orele de intervenție până la remediere sunt mult mai mari. Chiar o să invităm presa într-o zi să meargă cu noi cap-coadă să vadă cât este de complex acest proces, fiindcă, de fapt, în realitate, despre faptul că avem o problemă în rețea, noi cunoaștem doar după un apel telefonic, prima. Doi, pentru a interveni avem necesitatea sau nevoie de acordul MOL Telecom, Chișinău Gaz, Union Fenosa și celelalte rețele dacă sunt. Și dacă mai avem și norocul în ghilimele, spun, ca să avem o mașină parcată acolo și să nu găsim proprietarul automobilului, mai durează încă și mai mult. Domnule Mudreac, doamna director spunea despre o categorie de concetățeni care nu permit până la urmă luarea datelor și intrarea în apartament. Ce facem cu ei? Cum facem lumină? Eu cred că el, la momentul de față, este organul de drept, este poliția care vreau, nu vreau, vor facilita, trebuie să se implice, să creeze accesul la inspectorii la contoare. Doi, nu cred că n-ar fi o greșeală dacă s-ar încerca ca să fac și adunări generale ca urmare la proiectul dat pilot, ca să informeze toată scara, care sunt problemele și de unde se creează problemele. Lumea trebuie să înțeleagă, dat că apartamentul sub numărul cutare nu permite, înseamnă că e ceva, o neregulă acolo, ca să încercăm ca să influențăm.
până la urmă ca să, toată scara ca să implice în, sau tot blocul locativ ca să implice în educarea celor care blochează. Și ne, dacă ne referim în, la tarif, eu nu, ca să, pentru ca să cunosc și eu mai bine, Apcanal, pe Parmiscari, care va credite cu BIU, cu Bierdu, unde era, se vorbea, se menționa că acele credite care o să fie întoarse înapoi vor fi inclus în tariful de plată. Domnule Mudreac, doamna Herța, revenim în studio la discuție după ce luăm un mic apel telefonic a domnului Sergiu Ungureanu, expert în economie, care vrea să se pronunțe asupra temei discutate. După aceea revenim. Bună ziua, domnule Ungureanu! Bună ziua, da! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre proiectul pilot ce prevede facturarea directă a serviciilor de apă și canalizare, care este în plină desfășurare, și aș vrea să pornim de la un fapt general. Datele oficiale ne vorbesc de 43% pierdere în rețea. Dumneavoastră considerați că aceasta este cifra reală? Ce se întâmplă de fapt la acest capitol? În primul rând, aici trebuie să vedem, să separăm care sunt pierderile datorate rețelei și care sunt pierderile datorate rețelei interne în încăperi, în clădiri, de unde merge separația. Pentru că, în general, cifra aceasta este foarte mare. În mod normal, aceasta nu ar trebui să depășească 15-12%, iar în rețele mult mai bune. Deci este o cifră care ne pune mari semne de întrebare. Cât de mult s-a investit în rețea, cât de mult trebuie să mai investim și care sunt planurile strategice pentru a micșora aceste pierderi. Pentru că cetățenii plătesc pe lângă apa facturată sau cea care o arată contorul încă o serie întreagă de plăți pe care cei mai mulți, în cea mai mare parte, nu le înțeleg de ce sunt. Și poate aceste contracte cu care se încearcă acum a veni contracte directe vor rezolva problema. Dar iarăși problema este atât una juridică cât și una tehnologică în acest sens. Dar dumneavoastră vedeți această soluționare, de fapt, atunci când Apa Canal va încheia un contract individual cu proprietarul apartamentului? Problema trebuie privită și din alte aspecte. Trebuie să vedem că aceste pierderi sunt, ele nu dispar odată cu schimbarea modului de contractare, că contractăm direct, că contractăm APLP-ul sau MGFL-ul. Deci, oricum, înseamnă că s-au înregistrat pierderi care sunt până la linia de separare dintre MGFL, spre exemplu, și Apa Canal în rețele sau în interior. Și atunci trebuie să vedem ce facem cu acestea și la ce țintă ne orientăm. Până la ce procent, spre exemplu, din pierderi și le asumă furnizorul și care sunt procentul care, de exemplu, trebuie să le asumăm ca consumatori. Domnule Ungureanu, un cetățean trebuie să achite doar ceea ce arată contorul în apartament? În mod ideal, așa ar fi trebuit să fie, pentru că există contor care ne arată, dar noi înțelegem că nu sunt doar acele pierderi care sunt arătate de consum care este arătat de contor, dar mai sunt și alte pierderi. Păi iată, aici trebuie să vedem cât putem să admitem. Putem să admitem o dublare față de aceste cifre sau putem să lăsăm doar un 10-15% în dependență de rețea, pentru că nu este normal ceea ce se întâmplă acum când, conform apei consumate, omul trebuie să plătească 20 de lei și se pune încă 50 de lei în plus pentru alte pierderi. Sau domnule Ungureanu, ultima întrebare în cadrul acestui apel telefonic. Vreau să vă întreb, cine trebuie să instaleze și să verifice de fapt aceste contoare? Instalarea și verificarea contoarelor este de, ține de responsabilitatea furnizorului de apă, pentru că dacă fiecare consumator și-ar instala contoare și sisteme de contorizare așa cum le vrea el, atunci nu va fi o regulă, va fi un haos. Domnule Ungureanu, eu vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică. Vă aștept și în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Domnul deputat, rămâneți la dumneavoastră, după aceea ascultăm și punctul de vedere. Ca să intervenim acum. Noi, practic, cred că la 99% din blocuri locatibile sunt contorizate la ziua de astăzi. Poate nu 99-90, să le spunem, ele sunt deja contoare. Contoarele sunt corespund cerințelor, sunt verificate și aprobate prin certificatul de conformitate că ele corespund. Altceva. Nu poate 43% de apă să piardă între contorul casei și contorul consumatorului pe interiorul casei. Dați-vă să luăm un calcul destul de mic, dacă sunt 50 de apartamente pe o scară și pierde de 5 metri cubi, la 50 de apartamente câți primesc? 250 de metri cubi, vă închipuiți scurgeri de 250 de metri cubi. Ele sunt repartizate între consumatori. De ce? Pierderile care sunt până la contorul casei,
Asta e o situație, creată. Acele pierderi care sunt de la contorul casei, pe interior, până la consumatori, asta e altă situație. Să le divizăm în două. Asta așa ne-am dorit ca AP Canal să aibă contract direct cu consumatorul, în baza contorului care este verificat, sigelat și cu actele în regulă. Ele au fost admise pe piață sub, așa vizate de cineva, de organ de stat. Instituția abilitate. Da. Și atunci se dispare întrebarea dată. Și să vedem, sunt pierderi de apă pe interior, de la contorul casă până la consumator, sau sunt alți factori umani care au influențat asta? Deci, da, cu siguranță, de fapt, cifra la care faceți dumneavoastră referință, de 43%, de fapt, este compusă din mai multe elemente, da? Este compusă din consumul și pierderea tehnologică aprobată de către ANRE, este compusă din cealaltă parte care nu a fost aprobată sau acceptată de ANRE și mai avem și o parte din volum de apă care este, hai să spunem așa, furat. Toate această... împreună ar trebui să fie până la 12-15%, spune domnul exact. Mureanu, da? Toate acestea, de fapt, își însumează 43%, la fel cum a spus și domnul deputat, nu poate să fie diferența dintre contorul blocului și contoarele comune din apartamente, nu pot fi cu siguranță 43% și încă o referință referitor la ceea ce a spus domnul Mureanu, vis-a-vis de faptul dacă urmează sau nu a fi luate datele de la contor drept date corecte și veridice. Și avem situația în aceste apartamente în care am reușit să intrăm, în care nu sunt respectate condițiile tehnice la toate contoarele, nu sunt verificate metrologic, sunt cu verificarea metrologică expirată, nu sunt amplasate clapete reversibile, ceea ce n-ar permite intervenția. Deci sunt mai multe probleme tehnologice însăși de amplasarea respectivelor apometre. Respectiv urmează să fie luate de veritice aceste date după ce vor fi soluționate toate aceste probleme. Și la capitolul a cui este obligația la ziua de astăzi a instalării contoarelor. Articolul 26 din legea 303 stabilește că în apartamente, la ziua de astăzi, obligația instalării contoarelor este a proprietarului de apartament, nu este a operatorului. În cazul în care lipsește acest contor? Și în cazul în care lipsește, tot este a proprietarului de apartament. La ziua de astăzi, acestea sunt prevederile legale. Sperăm noi că atunci când va fi pus în discuție în Parlament subiectul, se va revedea, deoarece am mai avut discuții și anterior și în cadrul comisiilor de specialitate. Din punctul nostru de vedere, tot nu este tocmai corect, dar să se expună... Știți, aici s-a creat o situație pentru că oamenii au instalat acel contoar. De zeci de ani de zile, la dumneavoastră n-a fost inspectorul de la AP Canal. Asta e o situație creată de ani de zile și strig în gura mare și se bate clopotele în ultimii ani când am început prin a pune diferența de apă pe spatele consumatorului și atunci a ieșit la iveală situația care ce s-a creat, dar de zeci de ani de zile n-a venit nimeni să-l verifice contoarele acasă. Fiecare declara după soveste. Nimeni nu le verifica cât ele sunt verificate sau cum sunt instalate. Deci aici s-a creat situația dată. Când am văzut oamenii că ori să am contor verificat sau neverificat, sau să fie instalat corect sau incorrect, sau să indic o cifră sau o alta, până la urmă achită ce cine se indică decât cineva în factură, diferența și de 10 și 20 de cuburi. Deci aici s-a creat o situație confuză pe acest segment și este nevoie ca la ziua de astăzi acel proiect pilot, care este astăzi demarat la 12 blocuri, după cât ține minte, la o etapă oarecare să înceapă în tot municipiul Chișinău pentru cineva disciplina și ajunge la cifrele cele reale care fiecare trebuie să achite strict conform contorului. Domnule director, nu pot să nu vă întreb ce se întâmplă cu acel segment de țevi până la blocuri. Destul de frecvent vedem scurgeri pe stradă. De ce? Deci trebuie să recunoaștem că avem în municipiul Chișinău un sistem de rețea de apeduc și canalizare care o parte din ele au și o vechime de peste 100 de ani, dar cu părere de bine, anul curent, 2018, este anul în care lansăm două pachete de investiții din cadrul proiectului BERT-BI. Astfel urmează să fie reabilitate 140 de kilometri de rețea de apeduct și 7 kilometri de rețea de canalizare. Aceste 7 kilometri de rețea de canalizare sunt cu precădere în zona centrală a orașului și
ne dăm seama că va fi creată și un disconfort probabil și pentru consumatori, dar sperăm pentru bună înțelegere și atunci când facem o reparație în apartament sau în casă, tot avem un mic disconfort, cu atât mai mult când e vorba de un număr atât de mare de rețele. Ele pot fi toate vizualizate pe site-ul gisweb.acc.md/reabilitare-rețele cu adresele exacte, cu branșamentele exacte. Aceste branșamente au fost, aceste rețele au fost stabilite în funcție de numărul de intervenții din ultimii ani. Urmează încă cel puțin 50 de kilometri de rețea să fie reabilitate în afară de aceste 140 pe care vom vedea, le vom face noi cu forța proprie sau cel puțin din surse a partenerilor de dezvoltare vom procura materiale, încă suntem în etapa de negocieri. Dar, iarăși repet, intervenim la ele atunci când cunoaștem despre acest fapt. Unul la mână, doi, sunt situații în care este necesar să avem acordul și celorlalți operatori de servicii publice. Și trei, probabil că nu se cunoaște, mă rog, nu s-a gândit consumatorul, dar atunci când vorbim de o rețea care deservește un spital sau o grădiniță sau o școală și este o scurgere nu atât de mare, suntem puși pur și simplu în fața dilemei. Ce facem? Oprim apa acum și facem lucrarea și lăsăm aceste instituții fără apă sau lăsăm până atunci când pleacă lumea cel puțin din școală și din grădiniță și atunci intervenim. Deci sunt mai mulți factori care determină de fapt intervenția noastră. Domnule deputat, doamna Herța vorbea despre niște planuri destul de bune, aș îndrăzni să le calific, dar cine ne asigură capitolul calitate? Nu știu de ce se întâmplă la noi niște chestii stranii. Construim o stradă, peste 2 ani revenim, nu știu mai ce. Avem această siguranță? Eu, din câte țin minte, credite de la Bier de la BI au mai fost și anterior contractate. Ele și la ziua de astăzi sunt în procedură de achitare. Dar eu cred că e o necesitate de a renova rețelele, dar de văzut cu ce preț renovare. Corect. Și doi, dacă aceste credite și prețuri vor fi incluse în prețul consumatorului. Asta este. Pentru că la ziua de astăzi, că este un preț creat în Chișinău din 2009 nerevăzut, au fost majorate și este mai mic față de cele de regiune a țării. Noi la ziua de astăzi, guvernul este în proces de aprobare unei noi legi ce ține cu apa și canalizare la nivel de țară, unde cred că o să fie o să lucrăm ca și prevăzute mai multe momente ce îi ține de aprovizionare cu apă, nu numai pentru municipiul Chișinău, dar pentru că probleme similare avem și în Orhei, și în Bălți, și în alte centre regionale ce îi ține cu aprovizionarea cu apă. Chișinău este capitala și de aici s-a început, dar într-adevăr sunt mai multe probleme la nivel de țară de aprovizionare cu apă. Suntem în proces de elaborare acestei legi de aprobare. Dar important ca consumatorul să primească acea apă de calitate în municipiul Chișinău și să achite strict aceea ce este ce o consumă. Iar ceea ce curge pe străzi să nu fie pus pe seama consumatorului. Pentru că, într-adevăr, avem la ziua de azi, sunt unele străzi care sunt uzate la un procent foarte avansant rețele, este nevoie de intervenire, dar asta să nu fie pus pe seama consumatorului, anume acele scurgeri care sunt în stradă. Pentru 43%, eu nu cred că s-a referit la 43% scurgerile din blocuri pentru care este responsabil consumatorul. Acele patru scurgeri cele mai mari care au loc, astea sunt scurgerile din stradă până la bloc. Și atunci când situația socială, economică a locuitorilor este, după cum o cunoaștem toți, la limita limitelor, și să mai intervine și să mai aplică careva zeci de cuburi de apă pe spatele lor, mă scuzați, aici nu putem sta într-o parte să ne uităm pur și simplu așa. Deși intervenția care este astăzi pe luat în municipiu și nu este binevenit și trebuie nu acum, trebuie cu ani de zile în urmă început, de nu admis să ajungem în situația asta. Doamna Herța, domnul deputat a utilizat un termen destul de interesant și chiar la un moment dat salutam acest lucru, calitate. Întrebarea mea este una foarte simplă. Apa care ajunge la noi în robinet este comestibilă? Poate fi utilizată în alimentare?
Eu vreau să vă spun mai mult, eu și familia mea consumăm apă de la robinet și deja de o perioadă destul de mare nu procur apă în sticlă. Este și un studiu făcut de colegii dumneavoastră de la Europa Liberă, dacă nu greșesc, că patru analize de apă sau patru tipuri de apă au fost date la laborator fără a cunoaște laboratorul care este sursa apei. Fântână, izvor, apă din sticlă și apă din robinet din municipiul Chișinău și cu părere de, știți, dacă sincer nici nu știu cum să o spun, cu părere de rău sau de bine, probabil cu părere de bine pentru chișinăuieni și cu părere de rău pentru ceilalți, apa din municipiul Chișinău este deci calitatea cea mai bună. Mai mult ca atât, am făcut mai multe acțiuni, inclusiv ultima am făcut-o la Ziua Vinului, atunci când am avut un laborator mobil în Piața Mare Adunării Naționale și dacă vă aduceți aminte, în ultima zi a fost ploios și nu se găsea practic nimeni în Piața Mare Adunării Naționale decât doar o coadă mare la laboratorul nostru mobil, fiindcă au fost aduse probe de apă din practic din toate colțurile a Republicii Moldova și cu părere de rău, totuși apele subterane au avut de suferit ca urmare iarăși a intervenției noastre, a intervenției omului și nu ne-am gândit noi la dezvoltarea durabilă și la ceea ce lăsăm. Dar atunci când deschidem robinetul și apa care curge este în două curugină, cui ne adresăm? Cine este deci, responsabil? Atunci, apă canal poartă vreo vină în toată treaba atunci asta? Atunci când deschideți robinetul și aveți o astfel de situație poate surveni doar în cazul în care a fost o intervenție la rețea și nu au fost spălate rețele și rugăm mult consumatorii să ne apeleze și să ne comunice despre acest lucru, fiindcă am avut și în ultima perioadă am avut astfel de apeluri în care am intervenit prompt ca să nu creăm impedimente pentru consumatori. Cu părere de rău, mai avem unele regiuni din municipiu, nu vorbesc oraș, din suburbiile orașului care au apă nu din rețeaua de apeduc, dar au apă din fântânile arteziene, dar iarăși suntem tocmai în căutarea unor soluții ca să livrăm apă potabilă tuturor consumatorilor de calitate înaltă. Domnule deputat, discuția noastră se leagă de pe un capăt pe celălalt, chiar intenționam să vă întreb pe domniile voastre ce facem cu suburbiile. Ajungem să discutăm și despre ele pentru că cel puțin, poate făcând abstracție că stau și eu într-o suburbie, Trușeni, nu avem canalizare, nu avem apă. Întrebarea poate e din partea celor vreo 10.000 de locuitori când ajunge apa și la Trușeni. Da, în Trușeni este problemă ce ține cu a fost o fântână arteziană în Trușeni. A fost creată o întreprindere de gestionare acestea. Până la urmă, din cât eu cunosc în Trușeni, situația s-a potmolit la nivel de Trușeni și calitatea apei și gestionarea acestei sisteme de apă este nu cea mai bună. Asta ține de o întreprindere a primăriei Trușeni. Deci ar fi binevenit ca în suburbiile din municipiul Chișinău, ca să de a fi conectate la rețele de apă a orașului Chișinău. Și anume din mai multe considerente. Orice întreprindere care se ocupă gestionarea acelui domeniu de alimentație cu apă, din câte acum Andreea încearcă să le impune o licențiere separată, nu e atât de ușor de gestiona o întreprindere în felul dat, nu e atât de ușor la când consumatorul nu sunt atât de mult ca să ai toate cele echipamente performante de filtrare, de sterilizare sau alte necesități care sunt. Și în doi, întreținerea nu e atât de simplă. Reșind din faptul că ele sunt alipite de municipiul Chișinău, aceste localități ar fi bine că ele să fie conectate, pentru că ar fi un beneficiu și pentru apă canal, pentru că consumă și a treilea, și din câte eu mi-aduc aminte, și chiar și Strășeni intenționa ca să Școlărașul ca conectate de la apă canal Chișinău. Și atunci ar apare întrebarea, fiind în municipiul Chișinău, și fiind raionul Strășeni, care ar fi logică ca să nu fie conectate direct aici, de la municipiul Chișinău, pentru că este localitatea Vatra, care este conectată și la apă și canalizare de la municipiul Chișinău și geografic e vecină cu Strușeniu. E o problemă cu barbă la voi la Trușeni.
De barbă. Fapt, da, da, e cu barbă problema și probabil că ar fi corect să fie intervenția și din partea autorității publice centrale, nu știu, poate și la nivel de parlament. De fapt, rețeaua a fost construită, așa, doar că racordarea sau însăși conexiunea, hai să spunem așa, cu punctul, da, de conectare, punctul de conectare însăși a rețelei orășănești cu rețeaua Trușeni, atunci când s-a proiectat nu se cunoștea, după care s-a ajuns în situația în care se află pe un teren public, care a fost comercializat de primăria Durlești și tot este în instanță de judecat și poate că ar fi corect să se tergiversează din acest motiv? Exact, exact. Da. Vă spun după emisiune, vă spun și locul unde este locul respectiv. Acum, de cât eu cunosc, este, da, discută conectarea la Vatra, ca să fie prin intermediul la Vatra, discută, da, conectarea. Da, deja acolo e construită, da, rețeaua, da, pentru Trușeni. Dar apă canal poate face față acestui necesități? Noi cu siguranță vom face față, doar că s-a pomenit a fi o problemă de ordin juridic. Proprietarul terenului, din ceea ce cunosc eu, se opune, nu vrea ca punctul de conectare să fie pe terenul respectivului proprietar, dar... Sunt proceduri juridice care ar fi un, da, schimb de terenuri cu procurare, adică sunt mai multe modalități, dar este nevoie ca administrarea public-locală să muncească, să gândească cum să o facă, dacă s-a făcut gafa dat, să intervină la guvern ca să... E o problemă între Trușeni și Durlești. Da. Regine, spune că mai avem 3 minute la dispoziție. Eu mai am câte o întrebare. Domnul deputat, după acest proiect de 12 blocuri, ce urmează? Urmează extinderea, un alt proiect, până vor cădea sub incidență toate? Eu aș vreau să spun că în timp apropiat va fi aprobat în Parlament acest amendament de obligativitatea contractării între consumator și apă canal. Ceea ce face apă canal, eu cred că e o pregătire pentru această perioadă și un studiu ca să știi următorii pași, dar asta este o necesitate pentru viitor, pentru o activitate bună a canalului în genere ca întreprindere. Pentru ca să-și facă acele calcule și acele previziuni care urmează să aibă loc după aprobarea legii, pentru dumnealor este bine. Iar consumatorii cred că trebuie să achite strict acei ce le arată contorul, iar cei care sunt răuplătitori sau alte modalități trebuie și penalizați, pedepsiți, iar apă canal trebuie să găsească acea modalitate pentru a face acest lucru. Doamna Herța, aceste date cu care operați dumneavoastră, în mare parte, probabil nu s-au modificat în ultimul an sau în ultimii 2-3 ani. Întrebarea mea pornește de la ele. Apă canal a fost o instituție politizată? De ce nu s-a întreprins acțiuni concrete? Ce nu a mers în acest mecanism? Sincer, eu nu pot să răspund pentru ceea ce a fost până la... Dar de ce s-a bătut pasul pe loc? Pentru că, la sigur, problema țevilor și problema scurgerilor în rețea a fost mai de mult timp. Da, cu siguranță că s-au făcut. Nu ar fi corect să spunem că nu s-a făcut nimic. S-a tergiversat cel puțin, iată, cu implementarea proiectului. În 2012 a fost semnat contractul și abia 2017 putem să declarăm un an în care s-a reușit să spunem că mergem, da, înainte și mergem mai departe. Și să știți că în cadrul APA Canal lucrează generații de oameni care și-au depus toată străduința și toată perceperea pentru a duce lucrurile la bun sfârșit și chiar ar fi păcat de oamenii respectiv ca să nu le fie apreciată munca. După aceste 12 blocuri, ce urmează? Scurt și cu asta punem capăt emisiei. Vom aștepta amendament votat de Parlament și după asta vom decide. Eu vă mulțumesc pentru o prezență la emisiune și pentru... Amendamentul, dacă votează, deja e lege, se implementează. Da, viziunile pe care le-ați exprimat, vă aștept și cu alte ocazii, stimați telespectatori. Atât am reușit, a fost Reflector Analytic, seară bună!